Pe scurt, Bottle Flip Challenge. Era luni, am venit de la școală, plin de dispoziții, m-am lăsat în pat, am intrat pe YouTube și mă uitam ce challenge-uri interesante sunt. Op, am dat de Water Bottle Flip Challenge. Am privit un video, 2, 3. What the fuck, Bogdan este nebun. Deci, eu tot vreau să încerc să fac acest challenge, chiar dacă nu cred că o să primească, dar cum spun mereu, speranța moare ultima. Așa că am mers să caut vreo sticlă pentru acest challenge. N-am găsit nicio sticlă. Glumesc, am dat de sticle de 6 litre. Gata, am vrut să mă lăs de idee să fac acest challenge. M-am lăsat în pat și mă gândeam ce să fac. După, am spus nu, eu sunt motan și o să fac acest challenge cu o sticlă de 6 litre, chiar dacă challenge-ul a devenit mai hardcore. Like dacă ai încercat vreodată să faci challenge-ul Water Bottle Flip. Am revenit la sticla de 6 litre, am și de 9, dar cu cea de 6 e mai greu. Am umplut sticla cu apă și am început să arunc sticla. O dată, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 57, 89, 100! Asta este imposibil, prieteni! Eu nu am nicio putere deja să arunc această sticlă de 6 litre! Am devenit foarte trist, am mers într-un colț, am devenit foarte depresiv. Am început să mă gândesc de ce la mine nimic nu se primește. What the fuck? Eu sunt atât de bun în Fortnite, câștig toate meciurile, fac toate flotările, dar aici nu pot să arunc această sticlă normal. Gata, am băut toată apa, am mers pe YouTube și am început să privesc din nou videourile și secretele cum normal să arunci o sticlă. Uite, așa trebuie de aruncat și am încercat din nou. S-a primit! Yeah! Eu sunt cel mai bun aruncător de sticle din lume. Gata, de azi o să arunc în fiecare zi sticla. Așa au trecut zeci de ani. Motan în continuu arunca sticla. A devenit boschetar, dar era cel mai tare la Water Bottle Flip Challenge. Nu este recomandat să faceți acest lucru în viața voastră. Prieteni, găsiți logo-ul Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. 3 comentarii cu răspunsul corect vor apărea în următorul video. Pe scurt, Bottle Flip Challenge. Miau!